Ascultați Radio România Actualități. Astăzi, după cum vă anunțam, am invitat între prieteni un expert în combaterea dezinformării. Alina Bârgăoanu este profesor universitar și decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității Naționale de Studii Politice și Administrație Publică din București. Face parte din Consiliul Consultativ al Observatorului European pentru Mass Media Digitală, finanțat de Comisia Europeană. Se știe deja că fake news este un fenomen global cu efecte grave, vizibile mai ales în pandemie, când, pe fundalul incertitudinii, știrile false și teoriile conspiraționiste au câștigat teren. Iar în acest an, războiul din Ucraina a amplificat bătălia pentru mințile oamenilor, pentru a-i manipula. Din toate informațiile pe care le auzim zilnic, oare cât e adevăr și cât e minciună și cum facem să nu ne lăsăm înșelați? Cât de greu e să combați dezinformarea într-o lume în care libertatea de expresie este esențială? Sunt întrebări care primesc răspunsuri și explicații în minutele următoare. Bună ziua, doamna Alina Bârcaovanu. Bună, bun venit între prieteni. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așa cum v-am spus și în pregătirea emisiunii, îmi face o mare plăcere să revin în, în studiourile Radio România Actualități. Este prima oară când avem o conversație chiar în studio, în format fizic, pe, în cum format, spunem, fizic doar... față în față. Pe perioada pandemiei am avut multe prezențe la Radio România Actualități pentru care sunt recunoscătoare, fie în varianta online, fie prin uh, telefon. Și iarăși, așa ca o părere, o opinie de tip expert, eu cred că radioul și-a îndeplinit misiunea publică pe această perioadă dificilă. Am încercat A fost un să furnizor fim. de echilibru, exact. de analize, invitații echilibrați, pregătiți. Chiar am avut colaborări foarte, foarte bune în această perioadă, fără îndoială complexe, inclusiv pentru oamenii, pentru jurnaliști. Mulțumim pentru apreciere și nu pentru. Nu, și chiar, chiar este foarte da. sinceră, nu este o părere pe care am exprimat-o doar acum, ci este o părere pe care am exprimat-o în mod constant în această perioadă. E un subiect foarte interesant cel despre care vorbim, fake news, dezinformare, termeni de care auzim tot mai frecvent și pare că fiecare dintre noi a fost, este afectat într-un fel sau altul. Când a început de fapt să fie mai vizibil fenomenul și ce l-a făcut să capete amploare? Fenomenul dezinformării este fără îndoială unul mai vechi. Propaganda, dezinformarea, știrile false reprezintă fenomene care au însoțit dezvoltarea mass media în general, deci sunt legate de momentul în care legătura omului cu realitatea a fost intermediată de un mijloc de comunicare. Până aici lucrurile, să spunem, sunt clasice, dar eu de când am început să mă ocup în mod sistematic de acest subiect, cam din 2018, am pledat pentru ideea că avem de-a face totuși cu un fenomen total nou, în sensul că mai vechile fenomene de propagandă dezinformare s-au cuplat acum cu o infrastructură tehnologică de o putere ieșită din comun. Consider că la sursa, la originea fenomenului de dezordine informațională se află explozia mediului online, e a de tehnologiilor dezordine. dezordine informațională. Da, Acesta este un termen care este puțin mai bogat din punct de vedere analitic. Termenul de fake news s-a politizat foarte mult, a intrat în bătălia politică, a început să fie considerat un termen de denigrare a partenerului de conversație și probabil că ați văzut că și în discursul electoral românesc, atunci se încing spiritele și fiecare candidat îl acuză pe celălalt de fake news. Și atunci, în acest context, termenul și-a pierdut din credibilitate. Literatura de specialitate vorbește acum despre dezordine informațională, haos informațional, infodemie, patologie, Comunicaționale, adică, ideea că și dacă vreți cu un termen analitic chiar și mai bogat, este vorba despre schimbări profunde pe care le cunoaște ecosistemul de informare ca urmare a tehnologiilor. Schimbări care afectează, de exemplu, și radioul. Vedeți că și dumneavoastră a trebuit să vă adaptați. Suntem și pe online, încercăm să facem o combinație între digital și între conversația față-înfață. Și încercăm să fim cât mai atenți. Pentru că... Pentru a uh, prinde da. din urmă competiția care vine din zona online-ului. Imaginați-vă ce ar fi însemnat ca radioul să rămână așa pe stil vechi și să spună, domnule, noi nu ne digitalizăm, nu mergem pe platformele digitale. Evident că ar fi pierdut competiția. Așa, iarăși, ca o părere, mass media tradiționale au pierdut puțin competiția cu explozia online-ului, au pierdut puțin competiția cu platformele digitale, dar tocmai, apropo, dacă ar fi să sărim direct la o soluție pentru a combate, de, combate dezinformarea, eu cred că un punct este exact această diversificare a mass media tradiționale, diversificarea radioului, ului modernizarea de tradiționale în masă, astfel încât să recupereze acest de decalaj față de platformele digitale. Încercăm să ținem pasul oricum. În jurnalism, voiam să spun că o regulă de aur este verificarea informațiilor din cât mai multe surse, dar unii jurnaliști presați de timp mai sar peste etapa de verificare și atunci fiecare cititor sau ascultător sau telespectator se bazează pe instinct pe cunoștință, cum facem? Ce aspecte ar trebui să aibă în vedere oamenii ca să distingă adevărul de minciună? Da. Aici eu aș sistematiza puțin discuția în sensul că atunci când vorbim despre dezinformare, trebuie să vorbim despre oferta de dezinformare, adică care sunt actorii care amplifică sau chiar pun în circulație dezinformarea. Și aici este o discuție de un anumit tip. De partea cealaltă este uh, cererea pentru dezinformare, adică de ce oamenii sunt mai predispuși, de exemplu, de a, cre de a crede teoriile conspirației decât comunicarea oficială. Uh, cred că, de multe ori, inclusiv în spațiul public românesc, se amestecă foarte mult această parte de oferta de dezinformare cu cererea de dezinformare și atunci, din nefericire, de multe ori se pune presiune, presiunea pentru a, pentru a te apăra în fața dezinformării cade din prima pe cetățean pe utilizator. Eu cred că până a ajunge la cetățeanul obișnuit, la telespectatorul obișnuit, la radioascultătorul obișnuit, trebuie să vorbim, așa cum a spus și dumneavoastră, despre calitatea jurnalismului, despre procedurile de verificare a informațiilor, despre modernizarea sistemului de a lucra cu informația, despre relația cu platformele digitale, despre moderarea conținutului pe aceste platforme digitale și abia apoi, în planul al doilea, să vorbim despre mecanismele prin care cetățeanul poate să fie mai rezilient, să poată să distingă între aceste lucruri. Dar, încă o dată, părerea mea că dacă sărim din prima și punem toată responsabilitatea pe cetățean, ajungem doar așa la o ceartă și spunem ba că nu suntem informați, ba că de ce suntem atât de susceptibili la dezinformare. Cred că discuția în amonte este foarte, foarte importantă și, apropo de calitatea pe care o am la Observatorul Digital, um, rolul acestui Observator Digital este să atragă atenția asupra ceea ce se află în amontele informației, adică până ca informația să ajungă la cetățean calitatea jurnalismului, diversificarea ecosistemului digital, responsabilitatea platformelor de a scoate aceste conținuturi toxice de acolo. După care, evident, sunt măsurile de construire a rezilienței, prin care și noi, în calitate de cetățeni obișnuiți, să putem distinge. Evident, ca să nu pară că evit răspunsul ce putem face noi, în calitate de persoane obișnuite, în primul rând, dezinformarea mizează foarte mult pe emoții viscerale. Aceasta este un fel de, un tip de consens la nivelul literaturii de specialitate, că dezinformarea mizează foarte mult pe emoțiile noastre imediate. O măsură atunci ar fi să învățăm să ne potolim aceste emoții să nu reacționăm în primele 30 de minute de după ce suntem bombardați cu un conținut dacă ne vine pe un mesaj pe WhatsApp să nu ne repezim să-l redistribuim așa pentru că simțim o nevoie urgentă deci, mult mai mult calm în raportarea la informație. Și atenție, și scepticism, pentru că. Sigur, un scepticism da. moderat, construirea unui meniu echilibrat, de o dietă informațională Bun. echilibrată. Da, exact. Reducerea poate a timpului petrecut pe platformele digitale, pentru că scrollingul acesta a infinit, exact acesta este și termenul endless scrolling, ne predispune la dezinformare. Deci sunt câteva indicii după care cetățeanul obișnuit se poate lua. Să fim atenți la titlu, există titlurile de tip clickbait, adică capcană pentru clicuri încă o dată, sunt câte, dacă un text este scris cu greșeli gramaticale, îmi cer scuze, poate că pare acum că am coborât nivelul discuției, dar din prima, deci un text dacă e scris ori cu litere mari, ori cu litere mici, ori cu greșeli gramaticale, din prima cred că poți să iei ori, un pas în spate, bombastic. pentru că da. sursele de informare chiar sunt foarte diverse, adică nu, nu n avem de ce să nu căutăm uh, surse care să fie profesioniste, să fie scrise într-o limbă română curată, să indice sursele de pe baza cărora se, se bazează acel material. Dacă se invocă o sursă BBC, de exemplu, să verificăm că acel link chiar duce către BBC și dacă știm limba engleză, să verificăm dacă într-adevăr acel link duce la o știre autentică. Deci, că câteva mici uh, practici de igienă informațională, dar, repet, părerea mea, pe care am exprimat-o în mod constant în spațiu public, este că până ajunge la cetățean, sunt tot felul de instanțe care ar trebui să. Uh, să mai reducă din volumul dezinformării. Deși filtrul editorial uneori parcă dispare în goana după audiență, vizualizări, accesări și așa mai departe. Suntem pe Facebook, trebuie să spunem, suntem urmăriți și acolo. Avem și întrebări de la ascultători uh, pentru invitata de astăzi, doamna profesor Alina Burgăuanu, specialistă în. Uh, combaterea dezinformării. Domnul Constantin pune ne rog să ne spuneți care este cea mai mare dezinformare din partea rușilor, dar și a ucrainenilor în conflictul dintre cele două țări. <laughs> Mulțumesc în primul rând pentru întrebare. Orice întrebare denotă interes și atunci chiar merită uh, aprecierea noastră. Uh, și oricum întrebarea denotă și faptul că uh, domnia sa urmărește fenomenul. Eu nu sunt aici o instanță de a face clasamente care este cea mai mare sau cea mai mică dezinformare, dar aș invoca un raport care a fost publicat în luna martie chiar de către organismul european din care fac parte, European Digital Media Observatory, și pentru luna martie, pe baza consultării fact-checkerilor din toate statele membre, Edmo a constatat că au existat patru dezinformări majore cu foarte mare tracțiune încoată în toate cele 27 de state membre. Acestea au fost referit, prima dezinformare referitoare la faptul că Ucraina ar găzdui biolaboratoare care produc arme biologice. A doua, faptul că atacul asupra maternității Mariupol a fost unul um, stage, adică um, regizat, um, da. regizat că, actorii de la, că victimele de la Bucea sunt iarăși actori de criză și că mass media globaliste, în special CNN, răspândesc știri false despre Federația Rusă. Deci, încă o dată, asta a rezultat Ce în urma analizei pe baza consultării fact-checkerilor din toate statele membre. Adică ele au fost considerate principale, de dezinformări ale lunii martie, pe baza faptului că au avut reacțiune în toate cele 27 de state membre și cred că le recunoaștem, cred că ne-am întâlnit cu ele inclusiv pe spațiul public românesc. E foarte interesant că ascultătorul nostru a pus și întrebare referitoare la informațiile false sau înșelătoare care au fost puse în circulație și de partea ucrainiană cu precizarea că eu nu cred că este o echidistanță, adică dacă începem să punem ambele părți, domnule, dar și unii și alții dezinformează, eu cred că este eronat, pentru că totuși aici o parte este agresoare, o parte este agresată și atunci premisa de echidistanță nu se susține, dar într-adevăr și din partea ucraineană au existat astfel de manifestări care au fost documentate într-o manieră cât se poate de obiectivă, inclusiv de către EDMO iar în luna martie această uh, misinformation mit public la un ei, se refera la uh, fantoma din Kiev. ideea că ar exista un aviator care a, Aha, a da, reușit da, da. să bombardeze. Uh, parere, eu asta am discutat chiar recent la un workshop de la Praga pe tema aceasta la care am discutat, faptul că astfel de manifestări sunt foarte dăunătoare pentru că, vedeți, în momentul în care partea ucraineană poate fi acuzată că a pus în circulație o singură dezinformare, imediat lucrul acesta poate fi instrumentalizat, transformat într-o armă și prezentat ca și cum ambele părți sunt la fel. Încă o dată, premisa echidistanței nu se aplică în acest caz pentru orice om care este echilibrat, mm -hmm. dar încă o dată asta cu Ghost of Kiev a fost una dintre, dintre miturile publice documentate de Edmo. Cred că fenomenul dezinformării aduce mari prejudicii și felul în care reacționăm la semnalele de alarmă privitoare la criza climatică, de exemplu. Da. Devenită urgență climatică, experții lansează avertismente serioase, însă s-ar putea ca lumea să nu mai aibă încredere în ei, mai ales că dinspre lumea științei au apărut uneori niște comunicate abstracte sau marcate de ambiguitate, mm -hmm. care pot fi interpretate în diverse feluri. Așadar, ce ne facem în acest context complicat? cum poate fi restabilită încrederea în informații corecte și care sunt cele mai bune măsuri de combatere a Deci în primul rând chiar ați adus în, în discuție două teme foarte foarte importante. În primul rând, faptul că efectul dezinformării este acela de a distruge încrederea. Din cauza aceasta credința mea este că la dezinformare nu trebuie să răspundem în niciun caz cu dezinformare, cu propagandă, cu black propaganda și așa mai departe, pentru că tocmai intrăm în acest joc de a distruge încrederea. Uh, și atunci dezinformarea aș propune să creeze în primul rând polarizare și apoi să distrugă încrederea în instituții, în experți, în mass media tradiționale, în orice sursă de cunoaștere. Al doilea subiect foarte important pe care l-ați adus în discuție este faptul că dezinformarea se mută foarte, foarte mult pe acest subiect al schimbărilor climatice. Înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina, înainte de invazia de pe care a început pe 24 februarie, eu estimam că principalul subiect care va moșteni dezinformarea din moșteni între dezinformarea din pandemie va fi acesta al schimbărilor climatice. Realitatea m-a contrazis într-o manieră brutală, adică nu m-a contrazis războiul, evident că a atras toată atenția în ceea ce privește acest subiect al dezinformării, dar. Pe fond, cred că acest subiect al schimbă schimbărilor climatice, tranziția verde, este un teren fertil pentru dezinformare și aș spune că este unul chiar mai complicat decât cel al pandemiei, pentru că aici consensul științific la care ați făcut referire este mult mai fragil decât consensul în jurul măsurilor împotriva pandemiei sau în jurul vaccinurilor. Interesele economice sunt mult mai mari în urma, în, în urma nevoii de adaptare la schimbările climatice unii actori în mod. Firesc pierd, unii câștigă. Și atunci eu estimez că încă acum discuția despre dezinformare este în mod firesc absorbită de uh, războiul Fapt. din Ucraina, dar da. schimbările climatice sunt un teren predil. Chiar așa există studii sau rapoarte care să arate ce pagube produce dezinformarea sau ce venituri generează știrile false pentru anumite entități? Există, adică o caracteristică a dezinformării este faptul că ea nu este niciodată pe gratis, adică dezinformarea se leagă de interese care se află în competiție, dezinformarea poate fi monetizată, evident că există și actori naivi care intră în jocul dezinformării și care o propagă, o amplifică pe gratis din motive de recreere, au prea mult timp la dispoziție, li se confirmă opiniile. Dar la originea dezinformării întotdeauna vorbim de interese și atunci dezinformarea se și monetizează. Pentru spațiul public românesc nu există astfel de studii care să atașeze valori financiare efectelor produse de dezinformare, adică nu există studii sistematice. Evident că putem să facem speculații, speculații în sensul curat al termenului legătură cu faptul că, de exemplu, modalitățile de exploatare a gazelor la Marea Nagra au fost supuse unor atacuri informaționale și atunci putem face speculații în, curat în, în sensul curat al termenului de speculație. Cu privire la timpul care a fost pierdut, banii care au fost pierduți, deci mai degrabă costuri de oportunitate. În timpul pandemiei. Cost, există costuri care nici nu pot fi calculate, costurile de vieți omenești, fără a stabili o legătură directă între pietele de vieți omenești și dezinformare. Eu cred că o legătură indirectă există. Există oameni care au ajuns uh, la uh, terapie intensivă recitând uh, lucruri în mod vădit false, Incredibil, care au fost. No. Uh, adică ei chiar le recitau ca și cum le dădeau cu citat, de asta nu cu atât, chiar n-aș stabili o legătură directă, o legătură de tip cauză efect. Cred că ar fi un abuz, mai ales că eu sunt om de științe sociale, dar o legătură indirectă, o contribuție a existat din partea acestui. E o discuție mersa. foarte interesantă. Mai avem pregătit o piesă pentru final, dar mă gândesc să continuăm discuția în locul. Dumneavoastră hotărâți să. <laughs> pentru că mai avem niște lucruri de, de discutat și vocea dumneavoastră amintește ascultătorilor de celebra Elisabeta Policroniade, spune cineva. Da, mă bun. Da. Îmi face mare Mulțumim plăcere, pentru... într-adevăr, să, să vin la radio. Dacă pentru ascultătorul nostru i s-a părut că am această voce, chiar sunt și mai bucuroasă. Mai avem la dispoziție patru minute. Noi Mă gândesc că noi românii ar trebui să fim imuni la dezinformare, pentru că înainte de 1989 am avut de-a face cu propaganda comunistă. Dacă nu imuni, măcar mai sceptici. Vedem însă că totuși românii sunt destul de ușor de manipulat, de exemplu, teoriile conspiraționiste au câștigat teren în pandemie, iar temele Național-Comunismului au revenit în spațiul public. Ce sunt, într-o variantă, așa? Foarte profesionist da, făcut, da. adică sper să nu e... pare că le îmbrățișez, dar trebuie să recunosc că instrumentalizarea unor teme și a unor preocupări legitime în societatea românească a reușit în perioada pandemiei. Și ce se a... întâmplă? Spuneți-ne, e o chestiune de educație sau un nivel scăzut de alfabetizare digitală? Cum se explică această vulnerabilitate la dezinformare? Subiectul chiar e foarte complicat. Complex, pentru că, vedeți, acum, în contextul uh, invaziei Federației Rusie asupra Ucrainei, societatea românească, în ansamblu său, a dovedit o reziliență care are aceste ancore istorice populația de peste 50 de ani, de exemplu, s-a dovedit mult mai rezilientă la anumite mesaje trimise așa foarte prietenos din partea propagandei, din partea Federației Ruse, și această ancoră de reziliență a fost cea de natură istorică, exact ceea ce a spus dumneavoastră, experiența comunismului, experiența propagandei. Din păcate, în contextul războiului din Ucraina s-a dovedit că tocmai generațiile tinere pot fi mult mai susceptibile la astfel de mesaje pentru că nu au această ancoră istorică. S-au doborât multe mituri în societatea românească cu referitoare la faptul că domnule, populația de la mai în vârstă și din mediile rurale este mai susceptibilă la, la dezinformare. Vedeți că lucrurile acestea nu s-au confirmat deja în, în contextul războiului din Ucraina. Așa încât eu spun că aș spune că discuția este foarte, foarte complexă. Încă o dată până a vorbit despre susceptibilitatea cetățenilor la dezinformare, trebuie să vorbim despre calitatea Capacitatea jurnalismului, despre capacitatea statului român de a avea structuri instituționale care să combată dezinformarea într-o manieră coordonată despre capacitatea statului român de a face lobby pe lângă platformele digitale astfel încât acestea să dea conținuturile toxice, absolut toxice, care în continuare circulă pe aceste platforme. Aș remarca, de exemplu, faptul că state occidentale mari au încep să aibă ambasadori în Silicon Valley, adică tech ambassador în Silicon Valley, pentru că din moment ce platformele digitale sunt ca niște state, se comportă ca niște state, înseamnă că și tu trebuie să ai o altă, o altă relație cu el. Și dacă îmi permiteți, cred că ar trebui pus un accent mai mare pe educația tinerilor, pe dezbateri, pe exersarea capacității e, de argumentare, de construire opiniilor. Critică, e foarte important. Um Măsuri de igienă digitală, reducerea timpului petrecut pe platformele digitale. Există foarte multe materii care sunt în, în învățământul preuniversitar care se pretează foarte bine la aceste subiecte. Nu știu dacă este neapărat nevoie să introducem o materie de sine stătătoare, dar există, de exemplu, materia logică cu un manual care ar putea fi foarte, foarte bine modernizat, astfel încât să țină pas cu erorile cognitive pe care le facem și mai ales erorile cognitive care sunt exploatate în mod explicit de platformele. Formele digitale. Deci eu cred că există instrumentele, există foarte mulți specialiști în România, comunitatea de experți în zona aceasta este după părerea mea, una solidă, ceea ce lipsește este. Vă spun eu, ne lipsește timpul. Nu avem niciodată și timp destule. Timpul chiar și ansamblul și o manieră Neapropo, coordonată. De... Da, mai avem mai puțin de 20-30 de secunde. Noi sperăm să reușim împreună uh, și cu specialiștii în dezinformare, iată, să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele false, să dăm importanța cuvenită combaterii fenomenului fake news sau dezordinii informaționale. Dezordine informațională, da. Mulțumim <laughs> pentru sfaturile de astăzi, numai bine. Doamna Mulțumesc Alina Bârgăoanu, profesor universitar, între prieteni, Sunt dan creța, o zi cât mai bună în continuare tuturor.